Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 159 ediție de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privescu. Celelalte ediții le puteți vedea pe paginile IDIS Viitor și Privescu sau pe pagina mea ioniță.md. Astăzi vreau să ne întoarcem la un subiect despre care n-am vorbit de vreo an și jumătate, cu toate că în diferite forme discutăm despre acest lucru, cum ar fi recent, am vorbit despre exportul de producție agricole, care într-adevăr au înregistrat niște rezultate fenomenale. Am vorbit de multe ori despre exportul de servicii, care noi considerăm că este ramura cea mai importantă economie și în general economia secolului 21 este economia serviciilor și Republica Moldova trebuie să aibă un cuvânt greu de spus la acest lucru și chiar vom vorbi despre servicii mai profund într-una din edițiile următoare. Astăzi vreau să vorbesc despre comerțul extern al Republicii Moldova, despre exporturile Republicii Moldova, care deja al doilea an se află, cuvântul corect ar fi într-o stagnare, să spunem o ușoară scădere, dar mai degrabă aș folosi cuvântul stagnare. Astăzi vreau doar să facem o analiză generală de ce se întâmplă acest lucru, de ce nu avem o creștere a exporturilor, dar promit că vom reveni în mod special pe bunuri, și apoi vom reveni și pe servicii sau invers, deoarece serviciile, într-adevăr, continuă să cred că sunt cea mai mare oportunitate pentru Republica Moldova și Republica Moldova are un grad de competitivitate foarte bun la acest capitol, cu atât mai mult că există deja și câteva cercetări internaționale unde arată că noi avem un potențial printre țările asemănătoare cu noi. Dar haideți să trecem la cifre. Dacă ne uităm atent, maximul exporturilor Republicii Moldova a fost înregistrat în 2022 $6.560 milioane, eu rotunjesc cifrele deoarece aici e important fenomenul și nu atât exact până ultimul dolar cât am avut, dintre care bunuri au fost de 4,34 miliarde, iar servicii 2,23. Deci la noi, când vă uitați în statistică și atunci când vorbim de exporturi, deseori se folosește noțiunea exporturile de bunuri. Eu cred că noi trebuie să extindem și atunci când vorbim de comerț extern, exporturi moldovenești, trebuie să includem bunurile și serviciile și după aceasta dăm și detaliile cât sunt bunurile, cât serviciile. Observăm că am avut maxima înregistrată în 2022, în 2023 am avut o ușoară scădere pe care eu aș numi o stagnare a exporturilor, iar în 2024, primul trimestru în valoare anuală, continuăm această ușoară scădere. De ce acest lucru se întâmplă? Dacă ne uităm atent, la noi scad destul de puternic, au scăzut exporturile de bunuri. Cât privește exporturile de servicii în 2023, ele au înregistrat o creștere destul de bună, iar în a doua jumătate sau în ultima jumătate de an noi avem o stagnare, eu aș numi aceasta, la exportul de servicii. De ce acest lucru se întâmplă? Tot vom explica. În concluzie, exportul Republicii Moldova în prezent stagnează în baza la doi factori. Primul, am avut o scădere destul de pronunțată a exporturilor de bunuri și avem o creștere, am avut în 2023 în prima jumătate și o ușoară stagnare în a doua jumătate, a exporturilor de servicii. Lucru care încă nu este atât de grav, o explica din ce cauză nu e atât de grav, când vom înțelege detalii, dar încă o dată repet, astăzi doar trecem o analiză generală. Haideți întâi să ne uităm la servicii. Am luat creșterea trimestrială, eu întotdeauna nu cred că este corect să compar un semestru cu alt trimestru, din simplu motiv că fiecare trimestru este deosebit. Spre exemplu, în trimestrul întâi a anului, de regulă, exporturile sunt mai mici decât în ultimul trimestru anului. Deci eu iau exporturile trimestriale plus exportul lor în valoare anuală. Dacă observăm, până în trimestrul 3 anul trecut, noi am avut o creștere continuă a serviciilor, chiar o creștere destul de spectaculoasă a exportului de servicii. Acum avem, după mine, aceasta nu este scădere, dar este o ușoară stagnare care sper foarte curând va fi depășită și vom continua să avem creșteri. Dar avem o ușoară stagnare care trebuie să vedem de ce este această stagnare, de unde, care este izvorul ei. Haideți să le luăm la rând. Dacă ne uităm atent, cel mai mare sau campionul exporturilor noastre, fenomenul Republicii Moldova, este exportul de servicii IT. Observați, am luat din 95, nici nu aveam atunci exporturi, chiar până în 2010 la noi exporturile erau $22 de milioane. Cum să zic? Nu erau.
Chiar în 2015, deja după ce s-a făcut modificarea, noi am avut o creștere destul de puternică, de aproape 3 ori, dar tot 59 de milioane de dolari. Adevărata creștere a început în ultimii ani, după ce s-au deschis parcurile IT, despre așa s-am vorbit de multe ori, creșterea a fost până în 2023. Pur și simplu spectaculoasă, când am ajuns la aproape 600 de milioane de dolari, iar acum noi suntem într-o ușoară stagnare, care sper că este una temporară. Deja trimestrul 2 ne va spune lucrul acesta, dar în primul trimestru la IT noi nu am mai registrat creșterea care am registrat-o până acum, lucru care trebuie să vedem de ce se întâmplă lucrul acesta. Cred că autoritățile, văzând acest grafic în mod serios, vor încerca să afle care este secretul la ceea ce s-a întâmplat. Cât privește exportul de servicii de transport, de pasageri și de mărfuri. Dacă ne uităm atent, noi întotdeauna, cam de prin 2010 până în, hai să zicem, 2015 până în 2019, exporturile de servicii de transport erau undeva la 440 milioane de dolari și mult timp transportul a fost campionul sau cel mai mare ramură de export a Republicii Moldova, iar în general și la servicii în special. După aceasta IT-ul a luat înainte, pandemia ne-a prăbușit până la 250 de milioane de dolari, apoi după pandemie noi am crescut și în mod special, și trebuie să o spunem, avem un impact, războiul din Ucraina ne-a generat aici, eu estimez numai puțin de vreo 100 de milioane de dolari exporturi. Am înregistrat creștere, acum tot avem o ușoară creștere, observați, 530 de milioane de dolari este mult, dar creșterea s-a încetinit. Voi utiliza noțiunea, creșterea s-a încetinit din simplu motiv că Ucraina acum caută alte soluții din nefericire pentru noi. Noi nu am reușit să demonstrăm că suntem cei mai bună soluții pentru Ucraina și, după mine, trebuia să depunem eforturi cu mult mai puternice ca să fim cei care oferim soluții Ucrainei în cazul dat în ceea ce ține transportul. Dacă ne uităm la serviciul aerian de transport, noi acum am ajuns maxima istorică, 190 de milioane de dolari, precedentul a fost în 2018, 180 de milioane de dolari, după o cădere până la 53 de milioane în valoare anuală, după atunci când am avut pandemie, însă această creștere de până la 190 de milioane de dolari, de fapt ne arată că tot avem o creștere cu o ușoară stagnare, deci aici trebuie, sper foarte mult că această ramură importantă a economiei naționale va continua să dezvolte și acest record, care acum trebuie să spunem că este, oricum va fi consolidat prin creștere stabilă și nu prin astfel de, să zicem așa, încetiniri. La servicii educaționale, noi am avut o creștere puternică, în special în 2022, vă aduc aminte, atunci am avut foarte mulți studenți și din Ucraina, vă dau studenți, dar nu doar studenți, ci sunt diferite tipuri de servicii. Acum avem o ușoară scădere cu menținerea acestei ușoare scăderi, sper foarte mult că noi vom învăța lecția legată de faptul că au venit studenții la noi și după aceasta n-au mai preferat să vină și noi vom depune eforturi puternice. Republica Moldova are un potențial enorm la servicii educaționale. Noi ușor putem crește acest indicator până la 150-200 de milioane de dolari. Este important să tragem atenția cuvenită și aici trebuie să o spun că m-a bucurat faptul că în sfârșit, Ministrul Educației, Ministerul Educației a început să atragă atenția care trebuie la acest serviciu. După mine, exportul de servicii educaționale este un potențial pe care noi nu trebuie să-l ignorăm. Exportul de servicii de procurare a materiei prime. Am vorbit despre aceasta, vă aduceți aminte, aici a fost o eroare a guvernului care acum cel puțin este amânată, dar nu este soluționată complet. De ce avem în vedere? Republica Moldova, mulți ani de zile, economia noastră, fabricile noastre mari au supraviețuit din simplu motiv că s-au specializat nu pe producție, dar pe oferire de servicii. Simplu spus, companiile străine dețin materie primă și încheie contract companiei din Moldova ca să prelucreze această materie primă. Aceasta poate fi textile, aceasta poate fi piele, aceasta poate fi orice alt tip de materie primă care este prelucrat în Republica Moldova. Zeci de mii de oameni au de lucru și doar servicii, nu valoarea bunurilor, doar serviciile exportate de aceste companii s-a ridicat în 2019 la 266 de milioane de dolari.
A scăzut în pandemie, acum în 2023 puțin s-a revenit și în acest an avem iarăși o ușoară scădere. Eu cred că aici, atunci când guvernul a venit cu această inițiativă neinspirată de a introduce garanții bancare la importul temporar a materiei prime, această inițiativă nu a fost anulată, dar a fost amânată pentru 5 ani de zile. Cred că lucrul acesta a fost o lovitură puternică asupra ramurii. Sper foarte mult că ramura își va reveni, iar cei care au venit cu această inițiativă, să nu spunem mai dur, dar vor folosi până când noțiunea de neinspirată, vor înțelege că pur și simplu trebuie anulată și nu amânată pe 5 ani de zile. Cred că aici avem rezultatul, de fapt, a unei acțiuni inspirate a guvernului și conjunctura internațională, din păcate, tot nu este foarte favorabil pentru noi. Dar o ramură care oferă 10.000 de locuri de muncă, o ramură care ne aduce 266 de milioane de dolari exporturi, ar fi păcat să o pierdem, că noi puțin în ramurile economiei avem cu așa volume mari de export. Asta a fost cu serviciile. Pe scurt voi vorbi la bunuri, voi da aici doar două exemple ca să înțelegem ce se întâmplă cu exporturile de bunuri. Știți foarte bine că ele au scăzut în ultima perioadă și aceasta, de fapt, ne-a dus la acest grafic nu prea plăcut care l-am văzut la început. Comerțul general al Republicii Moldova cu bunuri, volumul comerțului extern a scăzut de la 13,6 miliarde dolari, care am atins maximă istorică în 2022. 13,6 era formată din 4,3. Aici puțin sunt rotunjită din cauza asta cifrele când le adunați nu se prea adună. 4,3 miliarde dolari exporturi și 9,2 miliarde dolari importuri. La importuri mare bucurie nu aveam. Acum am scăzut la 12,4 miliarde dolari. Această scădere este determinată parțial de scăderea cu 400 de milioane de dolari exporturilor, ceea ce este rău, și parțial cu scăderea importurilor, care este și bine și rău. Este bine că la noi importurile au scăzut, nu doar că au scăzut, dar la noi volumul de gaz, de energie electrică, de fapt nu a scăzut importul, dar prețul a scăzut, de aceea noi plătim mai puțin pentru același volum de bunuri. Dar avem și o reducere a importurilor de bunuri legat de puterea cumpărare a populației, dar legat de puterea de cumpărare este o cifră micuță. Cel mai mult a scăzut și asta este benefic la capitolul importuri, scăderea care o avem, este mai bine rău decât rău, din simplu motiv că s-a ieftinit. Dar e rău că a scăzut exporturile de bunuri. Și aici vă dau detalii. Dacă ne uităm recordul absolut, noi l-am atins în 2022, când am avut 4,34 miliarde de dolari exporturi, dintre care Uniunea Europeană 2,54, CSI 320 și Ucraina o dau separat 720 de milioane de dolari. Uitați-vă atent la Ucraina. Noi în Ucraina mai mult de 70, 80, 90 de milioane de dolari niciodată n-am exportat. În 2022 am avut acest export pur și simplu incredibil în Ucraina și este legat strict de război. Exportul de produse petroliere. Nu știu dumneavoastră, știți că dacă ai exportul de produse petroliere, nu ce să spui aici, numai petrol n-avem noi. De ce acum scăderea exportului în general a Moldovei cu 440 de milioane, dacă vă uitați atent, aproape corespunde cu exporturile în Ucraina. De fapt, noi avem două efecte. Scurt pe doi, ca să nu vă țin foarte mult în suspans, vă spun foarte clar. Noi nici n-am avut, de fapt, creșteri de exporturi, a fost o creștere virtuală și acum avem o scădere virtuală. Haideți să explic în limba română ce am în vedere, dar mai întâi să ne uităm de când a început să scade exporturile noastre, deci ele au crescut până în trimestrul 1-2023 și după aceasta, dacă observați, avem o stagnare și o ușoară creștere. Uitați-vă ce se întâmplă. Înainte ca să trec Ucraina, am luat să ved care este exporturile noastre nete. Dacă observați, în 2022 noi am avut exporturile nete, au ajuns la 3 miliarde, iar acum 2,9. Practic nu s-au modificat. Exporturile noastre nete au rămas nemodificate. Tot ce a crescut în 2022, spectaculos, a fost reexporturile. Au ajuns până la 1,37 miliarde de dolari în creștere de peste 600 de milioane, dublu aproape față de anul precedent, este legat de războiul din Ucraina și acum, de fapt, reexporturile au scăzut. De fapt, tot ce s-a întâmplat în comerțul nostru extern, exporturile noastre au rămas, practic, la nivelul maxim istoric de 3 miliarde de dolari,
Tot ce s-a întâmplat este legat de reexporturi care au scăzut. Și aici vreau să spun. Eu sunt pentru reexporturi. Consider că Republica Moldova, noi ne tot lăudăm că vom fi un hub între est și vest. Deci nu este ceva rău în reexporturi. Mai mult ca atâta, este o ramură importantă a economiei care nouă ne permite să câștigăm un anumit volum de bani prin faptul că cumpărăm din anumite țări bunuri și le exportăm în alte țări. Bravo nouă dacă reușim să facem acest lucru. Toată istoria este legată de faptul că o parte din aceste reexporturi sunt ceva deja armonios integrat în economia noastră, iar o parte din aceste reexporturi, de fapt, sunt efectul războiului din Ucraina. Având cam cât exportam noi în Ucraina, având datele cât importam noi din Ucraina, eu am încercat să estimez, dar din toate exporturile noastre, din acele 720 milioane de dolari, real, exporturile noastre sunt vreo 90 maximum, restul, 600 și ceva de milioane, sunt determinate de război. Iar din importurile din Ucraina, da, noi importăm foarte mult, dar o parte din mărfuri, de fapt, noi le-am reexportat mai departe în alte țări, cum ar fi grâne sau alte produse cerealiere. De aceea, am încercat să fac un grafic în care se estimează care a fost exporturile noastre reale dacă scoatem efectul războiului din Ucraina, că el, de fapt, ne creează o iluzie a creșterii și acum ne creează o iluzie a descreșterii. Dacă observăm, exporturile noastre creșteau formal, dar realitatea le scădea. Uitați-vă, în 2022, noi, de fapt, în 2022 deja am început a registra o scădere a exporturilor noastre și vă explic din ce cauză. A fost anul 2021, un an foarte bun cu producția agricolă. Noi am avut o creștere spectaculoasă a exporției producției agricole, în special a produselor cerealiere. După aceasta, 22 a fost cel mai bun, noi am avut în primele luni exporturile la producția din 2021. După aceasta, la noi, în principiu, exporturile au scăzut pe la 3,1 miliarde de dolari, dar formal noi eram 4,1, chestia efectul din Ucraina. În 2023 am avut o perioadă bună, că am avut exporturi pur și simplu excepționale la producția agricolă de la fructe, care le-am avut cel mai, da, în timp ce totul scădea, fructele a fost ramura care a crescut. Aceasta ne-a permis o ușoară creștere. Acum suntem într-o zonă de stagnare. De aceea eu aș spune în felul următor. Scăderea exporturilor de bunuri este mai mult una virtuală decât reală. Noi, în principiu, acum deja de un an de zile suntem stabilizați la un anumit nivel, iar scăderea care o avea este că noi pur și simplu pierdem avantajul pe care l-am avut atunci când am exportat și importat bunuri din Ucraina în calitate de reexport în alte țări sau reexport în Ucraina. Și cel mai clar exemplu care ne descrie tot tabloul este producția petrolieră. Vă dați seama că Republica Moldova niciodată n-a fost un exportator de produse petroliere, așa era la un nivel formal de 10 milioane de dolari. Există explicații ce asta s-a întâmplat, deci nu era. Războiul din Ucraina ne-a transformat pe noi din cel mai mare exportator de produse petroliere, în sens că petrolul a devenit cel mai mare capitol de export al Moldovei, la capitolul bunuri, 680 de milioane de dolari în valoare anuală am ajuns în 2023. După aceasta, Ucraina și-a găsit alte soluții și acum am ajuns la 300 sau de două ori ceva mai puțin. Practic, prima ce am pierdut noi, am pierdut reexportul de produse petroliere, care a lovit foarte puternic și ne arată nou un tablou sumbru la capitolul exporturilor, dar de fapt noi am crescut exporturile în baza produselor petroliere și acum, care nu are nimic cu economia noastră națională, iar acum scăderea iarăși nu are nimic cu economia noastră națională. În concluzie, noi am avut anumite avantaje economice atunci când am reușit să ajutăm Ucraina. Acum Ucraina nu prea are nevoie de noi și se vede foarte clar. Ucraina încearcă să discurce pe alte soluții și Republica Moldova. Din păcate, pentru noi nu am reușit să demonstrăm că suntem un partener și o soluție puternică pentru Ucraina și din acest motiv avem o scădere de bunuri. Alte tipuri de produse, economia noastră, din nefericire, nu este la nivelul care am dorit noi și chiar dacă am ajuns o maximă istorică din 3,1 miliarde de dolari, oricum avem deja un an de zile stagnare la capitolul creșterea exporturilor de bunuri,
reală, creștere reală de exporturi, și la capitolul servicii am înregistrat o creștere până anul trecut, inclusiv și prima jumătate a anului 2023. Acum avem o ușoară ezitare, sper că este una temporară și în viitor apropiat vom înregistra creșterea exporturilor de servicii. Apropo, serviciile la noi au ajuns aproape 40% din exportul nostru, este maxima istorică, lucru care încă o dată demonstrează că în câțiva ani de zile serviciile cel mai probabil vor deveni ramura numărul 1 de export a noastră, dacă desigur nu vom face greșeli așa cum am făcut-o în cazul prelucrării materiei prime. Acea decizie regretabilă a dus cel puțin la stagnarea sectorului, chiar cu o ușoară scădere. Asta fiind spus, încă o dată repet, am dorit doar astăzi să fac o trecere generală în revistă la capitolul exporturi. În viitor apropiat mă voi axa mai detaliat pe servicii, mă voi axa mai detaliat pe bunuri și mă voi axa poate încă o dată detaliat pe relația noastră cu Ucraina, în special în contextul războiului, ca să văd dacă Republica Moldova mai poate fi de folos Ucrainei sau, din nefericire și pentru ei și pentru noi, noi cumva ne-am pierdut capacitatea de a fi un ajutor în cazul dat economic Ucrainei. Vă mulțumesc și până data viitoare!